Președintele PSD Mehedin Țeladin Georgescu face parte din conducerea Partidului Social-Democrat de la nivel central. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Executiv care s-a desfășurat marți seara și vine în urma rezultatului bun pe care organizația PSD Mehedin, pe care o conduce, l-a obținut la alegerile prezidențiale. Georgescu face parte din cei 10 oameni care au rămas în noua structură de conducere a formațiunii politice, alături de Marcel Ciolacu și Paul Stănescu. Seara trecută a fost una extrem de importantă pentru Partidul Social-Democrat. În urma rezultatului obținut de formațiunea politică la alegerile prezidențiale de duminică, s-a cerut reformarea partidului, astfel că s-a ales o nouă structură de conducere, printre ei și mehedințeanul Aladin Georgescu, președinte al PSD Mehedinți, care astfel devine unul dintre primii 10 oameni din PSD. Pentru PSD urmează o perioadă de evaluare amănunțită a rezultatelor alegerilor prezidențiale în fiecare organizație județeană, alegeri în organizațiile locale și apoi Congresul Național în luna februarie. Împreună vom recâștiga încrederea oamenilor și vom spori șansele pentru ca la alegerile de anul viitor PSD să revină în preferințele electoratului, a declarat Aladin Georgescu pe pagina sa de Facebook. Decizia nu este surprinzătoare însă, fiind cunoscută valoarea organizației din Mehedinți, care la ultimele tururi de scrutin a ieșit mereu printre primele organizații social-democrate din țară. De altfel, de-a lungul timpului, pe guvernările PSD, județul nostru s-a bucurat de sprijin guvernamental și a beneficiat de fonduri, astfel încât în toate comunele și satele mehedințene au fost făcute investiții masive. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedin, se alătură astfel noii conduceri interimare a PSD, din care fac parte și Marcel Ciolacu în calitate de președinte interimar, Paul Stănescu în calitate de secretar general, Adrian Gâdea, Nicolae Bădălău, Mihai Weber, președința organizațiilor câștigătoare, dar și liderii senatorilor și deputaților PSD din Parlamentul României și reprezentanților celor 8 regiuni de dezvoltare.